între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștept să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Cărucioare sport de vară pentru copii. Diverse modele și culori la numai 99 de lei. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Știri de ultimă oră. Cercetătorii au descoperit ceva mai flexibil decât pânza de păianjen pe care se legănau elefanții. Vorbim acum cu unul dintre cercetători, doctorul Flexitus Creditus. Așadar? Da, se pare că împrumuturile CR Flex Credit sunt cel mai flexibil lucru din univers. Dobânzi reduse, fără taxă de înscriere, fără giranți. Asta a mai descoperit doctorul Flexitus Creditus. Promoția este valabilă până pe 30 iunie. Simte-te ca o adevărată zeiță. Rochile de seară sunt un must-have al garderobei fiecărei femei elegante și încrezătoare. Îmbracă outfitul pentru festivitatea specială și cu siguranță vei atrage privirile tuturor. De la rochile de seară pentru afaceri sau ocazii speciale, până la rochile de seară casual pentru o simplă cină, rochia de seară este esențială. Vino la Reflex și vei avea parte de cea mai mare surpriză. În acest loc găsești tot ce ai nevoie pentru o seară de neuitat. Vizită la salonul de înfrumusețare Victoria îți oferă ocazia să descoperi look-ul care ți se potrivește. Prin serviciile de înfrumusețare oferite, cele mai noi tehnici, produse de îngrijire profesionale și specializarea stiliștilor, atât clientele care vor încerca ceva nou punându-și în stilist toată încrederea, este aflat pe strada Eugen Stamate, bloc A2, scara A parter. Salonul de înfrumusețare Victoria îți oferă combinația ideală dintre ambianța plăcută și atitudinea profesională. Bună seara, bun găsit la știrile Actualitatea TV! Smiley nu va mai onora concertul stabilit de zilele municipiului Pașcani, așa cum anunțaseră în primă fază organizatorii evenimentului. Conform purtătorului de cuvânt al primăriei, managerii artistului ar fi anunțat că acesta a semnat un contract cu o televiziune pentru care va realiza o serie de emisiuni, acesta fiind motivul pentru care va renunța la câteva concerte. În aceste condiții, organizatorii caută soluții de urgență. Artiști care să-l înlocuiască pe Andrei Maria, Smiley, cum îl cunosc fanii. Printre variante sunt băieții de la Cargo sau Zdob și Zdub. Artistul Smiley nu va ajunge la zilele municipiului Pașcani. A fost informat ieri de stafful artistului că acesta a semnat un contract cu un post de televiziune din România pentru o serie de emisiuni, iar în acest sens nu mai poate ajunge. Deja am discutat cu domnul Pancu de azi dimineață și căutăm două variante
Discutăm cu cei de la Cargo și cu cei de la Zdob și Zdub pentru a-l înlocui pe Smiley. S-a pus în vedere și varianta Mihai Mărgineanu și am dorit să discutăm și cu Horia Brenciu. Însă am înțeles că Horia Brenciu este foarte ocupat, practic pică din start varianta dumnealui pentru a ajunge la zilele municipiului Pașcani. Încercăm în continuare, negociem cu artiști și vă dăm programul final în momentul în care stabilim cine va închide duminică seara, pentru că în rest ceilalți artiști sunt ok, au spus că vor ajunge, cel puțin Carlos Dreams și Andra și Delia și cei care au mai anunțat că vor veni. De asemenea, mai sunt 2 săptămâni până când vor avea loc zilele municipiului Pașcani, iar comercianții se grăbesc să ocupe teren pentru a-și putea desfășura activitatea în cele mai bune locuri din zona stadionului municipal. Până acum, 50 de solicitări de acest fel au ajuns la primărie, dintre care 10 au fost deja aprobate și s-au încheiat contracte. Pentru cei interesați, prețurile pe suprafața de teren diferă după cum urmează. Pentru terase, prețul este de 9,74 de lei metru pătrat pe zi, produse de artizanat 7,89 de lei pe zi, parc distracții 6,61 de lei pe zi, iar comerțul ambulant 60,30. Timpul este scurt și comercianții se grăbesc să nu piardă ocazia de a-și mări profiturile. Sunt 50 de solicitări venite până în momentul de față. La 33 dintre ele le-au fost transmise răspunsuri în care mai solicităm documente din partea dumnealor. Pe partea de iujuri, da, parc de distracții, sunt 5 solicitări, iar restul sunt diferiți comercianți cu tarabe, locuri de joacă, terase, etc. Vă spun și prețurile. Pentru terase, prețul este de 9,74 de lei metru pătrat pe zi, pentru produse de artizanat 7,89 de lei metru pătrat pe zi, parc de distracție 6,61 de lei, mai este comerțul ambulant 60,30 de lei pe zi, aici nu este cu metru pătrat, iar cei care au tarabe, corturi pentru jucării, în special 35,96 de lei metru pătrat pe zi. Așteptăm în continuare solicitări. Vreau să vă spun că în fiecare zi primim la Primăria Pașcan câte 5-6 solicitări din partea comercianților din diferite colțuri ale țării. Vin foarte multe pe chiurtoșcolac, pe, eu știu, produse de artizanat, pielării și așa mai departe, cât și pentru terase. Anul acesta, zilele municipiului Pașcan se desfășoară în perioada 8-10 iulie la baza sportivă a Clubului Sportiv Municipal. Graba de a desemna un viceprimar a făcut pe cei din conducerea primăriei să ignore calendarul constituirii noului Consiliu Local. Primarul Dumitru Pantazi a uitat să solicite aleșilor locali să-și desemneze reprezentanții în cele 4 comisii de specialitate ale legislativului local. Regulile de organizare și funcționare a Consiliului Local sunt precise și stipulate în regulamentul legislativului. Mai exact, imediat după validarea consilierilor locali și desemnarea viceprimarului, trebuiau constituite cele 4 comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local. Problema a stat altfel după alegerea viceprimarului de către consilierii PSD. Ședința a fost încheiată, deși socialdemocrații aveau 10 mandate și putea stabili componențele. Fără aceste comisii, Consiliul Local nu poate lua decât hotărâri adoptate în ședințe de îndată. Asta deoarece legea prevede că orice proiect de hotărâre poate fi supus adoptării Consiliului Local doar dacă este însoțit de rapoartele comisiilor de specialitate. În lipsa unor astfel de rapoarte, proiectele nu pot fi puse pe ordinea de zi. În această situație, cel mai probabil primarul Dumitru Pantazi va convoca la începutul lunii iulie legislativul în ședință ordinară, iar pe ordinea de zi va fi doar un proiect și anume cel de constituire a comisiilor de specialitate. Abia după ce acestea vor fi constituite, Consiliul Local va funcționa și va putea emite hotărâri în conformitate cu prevederile legale. Cele 4 comisii de specialitate sunt formate din 5 membri și sunt constituite în funcție de numărul de mandate obținute de fiecare partid în parte. Ele sunt Comisia Juridică, Ordine Publică, Drepturile Omului și Libertățile Cetățenești, Comisia de Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finanțare, Industrie, Agricultură, Silvicultură, Prestări, Servicii, Comerț și IMM-uri, Programe Europene, Atragere de Fonduri Structurale și Relații Externe, Comisia de Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Conservarea Monumentelor Istorice, Protecția Mediului, Ecologic, Patrimoniu și Administrația Publică, Comisia pentru Învățământ și Activități Științifice, Cultură, Culte, Tineret, Sport și Turism, Sănătate, Muncă, Protecție Socială și Combaterea Sărăciei. Dezinsecția lasă de dorit sau țânțare sunt invicibili și încăpățânați și nu vor să moară.
Aceasta este situația din zilele noastre la Pașcani, unde autoritățile spun că iau măsuri, iar populația așteaptă rezultatele. Pe data de 22 iunie a avut loc prima serie de tratamente la sol. Oamenii declară cu zâmbetul pe buze că nu au scăpat de țânțari nici pe departe, în ciuda faptului că au auzit, unii chiar au văzut, muncitorii care au făcut dezinsecție. După ce pe adresa redacției au venit mai multe mesaje din partea unor cetățeni care se plângeau de faptul că nu pot ieși seara pe stradă din cauza țânțarilor, reporterii Actualitatea TV și newspașcan.com au stat de vorbă cu câțiva pășcăneni. Iată ce ne-au spus două bunici pe care le-am găsit pe o bancă însoțite de nepoței. Probabil mai trebuie să mai fac încă o dată, că nu-ți cunoaște. Aveți țânțari? Sunt, aoleu, uitați fetița cât e de mâncată la picioare. Numai un pic ieșim așa ziua pe explanadă, seara nici nu vorbim cum vin aici și tăbărăsc pe noi. Trebuie să ne îmbrăcăm cu flanele, cu cămăși, cu așa. Pe băiță l-o ciupit și acum. Practic și acasă cum este? Acasă cu pastile, cu spray-uri, cu așa, cu căldura asta care este, ce să facem? Îi omorâm artificial, că nu se poate natural. Seara nu e de ieșit. Nu, seara nu se poate ieși. Nu. Cel puțin aici, pe explanadă, ca să mai stai un pic, să te odihnești, că e mai răcoare, ziua este foarte cald, n-ai cum să ieși. Deci am auzit că nu a făcut deratizarea, eu stau aici pe explanadă deasupra la Marelbo, s-a făcut deratizarea, dar nu, așa, dar nu. Nu, sunt foarte mulți. Nu se simte nicio diferență? Foarte puțin. Poate și căldurile astea că au fost prea mari. Poate din cauza asta. Ploile și cu căldurile astea atât de mari, poate de asta. Și copiii ce faceți? Îi dați cu o cremă? Nepoții stau la muncel, da, și au venit la mine de două zile și îi duc la țară. Și mănâncă țânțare în astea două zile. Reprezentantul compartimentului de mediu de la primăria Pașcani nu a fost de găsit pentru a furniza un punct de vedere, însă am reușit să vorbim cu directorul firmei Instalmar, cea care efectuează dezinsecția în orașul nostru. Acesta a precizat că pentru a avea efect, acțiunea de dezinsecție ar trebui să se facă săptămânal și pe casa scării sau în subsolurile blocurile, așa cum se întâmplă în municipiul Iași. La Iași, de exemplu, sau puteți mă întrebați dumneavoastră și în altă parte, deci aia să trece săptămânal, domnule. Cu alte cuvinte, până atunci ar trebui poate să ne împrietenim cu țânțarii, mai ales cu cei de la subsolurile blocurilor și de pe casa scării, pentru că acolo nu se va face dezinsecție. Amintim aici inițiativa consilierilor PNL de acum o lună de zile privind modalitatea prin care aceste acțiuni să se facă pe domeniul privat cu bani din bugetul local. Problema a rămas în grija locatarilor și asociațiilor de proprietari care, din păcate, nu au bani să plătească pentru dezinsecție sau deratizare. Primarul a fost ales, iar oamenii așteaptă fapte și promisiuni onorate. Nu au trecut multe zile de la investirea primarului Pantazi pentru un nou mandat la conducerea orașului, însă nevoile, grijile și problemele îi determină pe aceștia să nu aibă răbdare și să ceară lucrurile concrete. Ion Turcu este un cetățean din suburbia Boșteni care vrea condiții decente de trai pe care chiar primarul Pantazi le-a promis pe vremea când era în campanie electorală. Omul îi amintește edilului ce i-a spus edilul chiar în fața porții sale de pe strada Bucuriei din Boșteni. A cerut mai multă atenție asupra străzii care duce la cimitirul din localitate, cât și asupra terenului din fața acestuia. Lipsa rețelelor de gaz este o problemă care îi macină, dar ar urma să-și găsească rezolvare până luna septembrie acestui an. Așa i-a promis primarul. Domnul primar, când a venit înainte de 5 de alegeri, i-am sesizat problema că la cimitir trebuie să mai pui o mașină, două de balastru, pentru ca să poată face parcarea și parchează oamenii în bune condiții mașinile, că e noroi când plouă. Dumnealui era cu cineva, un domn inginer de la el, acolo, și o notează. O notat pe o agendă acolo, dar nu a venit nici până ziua de astăzi, domnul primar. De asemenea, ne-a promis de 4 ani de zile când ne pune gaz metan pe strada Bucuriei. Nu ne-a pus nici acum. Acum l-am întrebat, când veniți dumneavoastră, când vi vedeți cu gaz? Cel târziu în luna septembrie, dacă ești primar, aveți gaz pe strada Bucuriei. Mai așteptăm până în septembrie, domnișoară.
O altă grijă a bărbatului este starea drumului care face legătura dintre suburbia Boșteni de Gâștești. Se circulă mult în zonă, cu mașinile, dar și cu atelajele, motiv pentru care strada s-a lăsat și este numai cratere. În plus, când plouă, dacă te încumeți să intre, o faci pe riscul tău, pentru că totul se transformă într-un dezastru, după cum ne-a descris Pășcăneanul. Drumul care face legătura dintre suburbia Boșteni și suburbia Gâștești este impracticabil. Deja am vorbit cu domnul primar și a notat domnul Popa când a venit la a venit și făcea ne-a luat nouă casă asta înainte de 5 de alegeri. A venit și a stat de vorbă cu oamenii ca să-l votăm. Și a spus: "Notează Popa acolo. Notează Popa acolo." Și nu a făcut nimic. Uitați dumneavoastră cum au ajuns drumurile astea, că sunt impracticabile. Nu se poate circula, domnișoară. N-avem cum. Oamenii nu ies, cu oamenii nu știu care e cauza, că vecinii ăștia să iasă, să duc la primărie, să stea de vorbă cu ei, nu vor să facă nimic, nu m-au promis. Nu pot să spun că e mincinos, dar nu se sunt de cuvânt. Un om care nu se sunt de cuvânt, nu e bun de primar. Acum a venit doamna asta, Nedelcu, viceprimar. Să vedem ce faci și dânsa. Poate ne ajută dânsa cu niște probleme pe aici, cu străzile, cu toate astea. Problema când apa să treacă, să meargă în râp, în pârâu, de aici așa aia, o știe domnul primar, o știe domnul fostul viceprimar, a spus că o să pui niște tuburi, dar nu a avut timp în 4 ani de zile, că a trecut trebuie 4 ani. Și ei nu au mai avut timp, nu s-au mai ocupat de treburile astea. Și oamenii, vedeți dumneavoastră cum chinuie pe drumurile astea, cu mașinile, nici cu pișorii, cu bicicleta, nici nu se poate merge. Ce alte probleme ar mai fi în suburbia aceasta? Minciuna cu gazul metan. Nu numai pe strada Bucuriei, măi, la noi avem. Apa nu o trasă în toate părțile. Străzile nu le-au pietruit bine. Și mai mulți, asfaltul. Ne-a promis domnul Zanet, când a venit acum 4 ani la poartă, votați-ne că vă punem asfalt la poartă. Domnule, dar nu canalizare, nu nimic, nimic, nimic. Cea mai rea suburbie din Boșteni, care nu este deloc luată în vizor de către domnul primar. Să facă ceva. Moțca au asfalt, au gaz metan, au canalizare, Cristești au, Tătărușii au. Și mă, nu interesează, domnule, pe nimica. Dați-mi un exemplu de promisiune pe care v-au făcut-o și pe care au onorat-o ulterior. Nu au făcut nimic. Dacă din 4 ani când au venit și ne-am dus de 30 de ori, ne-am dus la, avem scris de câte ori am fost în audiență, nu ne-au luat în considerație nimeni. Nu au vrut să ne iei în considerație. Pentru aceste probleme și pentru altele pe care cetățenii din Boșteni le-au prezentat de-a lungul timpului în audiențele de la primărie, există cu siguranță o rezolvare. Nu se știe când, însă oamenii mai au un strop de răbdare și bunăvoință. 72 de locuințe de tip ANL vor fi construite în municipiul Pașcani în perioada 2017-2020. Fondurile vor fi asigurate din împrumutul de 175 de milioane de euro pe care România îl contractează pentru construcția de locuințe destinate persoanelor sau familiilor de tineri. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de executiv. Senatorul PSD, Florin Constantinescu, a fost astăzi la sediul Agenției Naționale pentru Locuințe și Compania Națională pentru Investiții pentru a discuta pe marginea documentațiilor depuse pentru alocarea de fonduri. Deci azi am făcut o vizită la Agenția Națională de Locuințe ca să vedem cam care e stadiul finanțării construcțiilor de locuințe ANL în România. Am stat cu domnul director general, care este din Piatra Neamț de origine, și mi-a spus că în stadiu avansat de finanțare, 175 de milioane de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și care, practic, urmează să fie ratificat de Parlament creditul ăsta, după care o să vă dat drumul la Consiliul de Locuințe ANL în România. La Pașcani, în zona noastră, noi avem mai multe locuințe care au fost solicitate de primare din Pașcani, din Tătăruș, din Cristești, din Scobin și care figurează pe lista de construcții de locuințe la ANL în proiectul ăsta de 175 de milioane la nivel național. Eu zic că e un lucru bun,
de foarte mult timp, practic, ne învârtim pe lângă ANL împreună cu primarii ca să reușim ceva și se pare că în final reușim. Municipiul Pașcani așteaptă finanțare pentru 72 de locuințe. Dintre acestea, 60 vor fi construite în zona de alt, pe un teren din incinta fostului operator de apă, iar 12 în zona vale, pe strada 1 decembrie 1918, la intersecția cu Panda Mârzeasca. Pe construcția blocului deja a început. Blocuri cu câte 12 locuințe vor fi construite în Tătăruș și Scobinți, în timp ce la Cristești va fi alocată finanțare pentru 24 de locuințe. Ministerul Transporturilor, în subordinea căruia se află și Spitalul CF Pașcani, organizează în această perioadă concurs pentru ocuparea de manager al instituției, precum și pentru toate unitățile pe care le conduce. Conform unor informații, pentru șefia unității spitalicești din municipiu, luptă 3 persoane după cum urmează: Cătălina Roșca, Cristina ICO și actuala manageră Mihaela Amarii. Concursul pentru ocuparea funcției de manager din cadrul spitalelor publice este organizat de către Consiliul de Administrație al Spitalului Public respectiv și se desfășoară în 2 etape. Una de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs, etapa eliminatorie, și a doua de susținere a probelor de evaluare, respectiv proba scrisă, un text grilă de verificare a cunoștințelor, proba de susținere a proiectului de management și interviul de selecție. Cele 3 candidate de la Spitalul CF Pașcani și-au depus dosarele de înscriere și urmează să parcurgă următoarele etape. Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7. După finalizarea etapelor de concurs, se întocmește clasificarea candidaților care au promovat toate probele de evaluare și au obținut media finală cu cel puțin 8. Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susținerei concursului pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Public pentru care a concurat. Municipalitatea va extinde proiectul ce vizează accesul pășcănenilor la internet wireless gratuit în mai multe zone din oraș. În urma unei oferte primite din partea firmei de cablu NextGen, primăria a acceptat să instaleze rutere și în parcul municipal, asta după ce mai bine de 4 luni oamenii au acces gratuit la internet pe esplanadă și în piața Casei de Cultură. Proiectul va fi implementat în maximum o lună, fiind vorba despre un contract de 180 de euro pe lună, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al primăriei. Operatorul de cablu, internet și telefonie NextGen aduce un bonus oferte transmisă primăriei ce constă în internet gratuit în intervalul 8-10 iulie în zona stadionului municipal, când se sărbătoresc zilele orașului. Discutăm un pic și despre internetul wireless în parcul municipal. Ieri au venit cei de la firma NextGen, cei cu care colaborăm și pentru zona de esplanadă și zona din deal, zona de la Casa de Cultură. I-au propus un contract domnului primar, acesta a fost încântat de această sumă. E vorba de 180 de euro pe lună pentru tot parcul municipal să fie acoperit. Ei ne-au promis că în 2, maxim 3 săptămâni de zile vor veni și ne vor monta echipamentul în parcul municipal pentru a avea și acolo internet wireless și ca bonus, pentru că acceptăm oferta dumnealor, la zilele municipiului Pașcani, toată zona de la stadion va avea internet wireless gratuit din partea celor de la NextGen, fără a ne taxa niciun leu în plus, deci ei vor asigura acest serviciu pe parcursul celor 3 zile de festivități acolo în zona stadionului municipal, pentru ca tinerii să poată, știți foarte bine că în ziua de astăzi se folosește foarte mult Facebook-ul, internetul, oamenii doresc să posteze în direct de la diferite manifestări, își pot avea internet wireless și acolo, tinerii și celelalte persoane. Legislativul din Valea Seacă s-a întrunit ieri pentru depunerea jurământului a primarului Gheorghe Băicianu și alegerea viceprimarului. După depunerea jurământului, edilul local ales a promis că va fi un primar pentru toți cetățenii comunei. Ulterior s-a trecut la alegerea viceprimarului. PSD și UNPR l-au propus pe Neculai Miron, în timp ce opoziția a mers pe mâna lui Ioan Radu. În urma scrutinului, Miron a obținut 7 voturi, în timp ce Radu 6. Viceprimarul ales a promis că va munci pentru interesul cetățenilor alături de toți membrii legislativului local. Conformitate cu prevederile articolului 60 din legea 95 din 2001, privind administrația publică locală, depun în fața Consiliului Local următorul rământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii Valea Seacă, județul Iași. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați participat la această zi importantă și mulțumesc colegilor de partid
care au avut încredere în mine, mulțumesc celorlalți colegi, mulțumesc celor care m-au votat, mulțumesc celor care nu m-au votat, să știți că o să încerc să fiu primarul tuturor cetățenilor din Comuna Vălețeni. De asemenea, vreau să vă anunț că ușa mea va fi deschisă permanent, chiar dacă domnul secretar astăzi m-a pus să semnez audiențele. La mine ușa stă deschisă permanent, și la dumnealui, la domnul viceprimar. Sper să mă achit de toate satele care le voi primi atât de la Consiliu, cât și la actualul primar. Și sper să fie un mandat de succes pentru toți. Sper să lucrăm într-o echipă bine organizată, sper să fie un mediu colegial, fără ambiții de partid, fără, știu eu, dacă de ce o zisela sau de ce a făcut cineva o propunere din proiect, dacă o făcea Miron era bună și dacă o face Agafită nu-i bun. Deci nu vreau. Nu-mi doresc, în primul rând. Ceea ce îmi doresc este să fie bine pentru toată lumea și să, într-adevăr, să arătăm oamenilor că după un mandat, într-adevăr, o să fie un mandat. Dacă lucrăm bine și în spirit de echipă, o să fie un mandat de succes. Începând de astăzi, Cristian Menegon și-a reluat funcția de purtător de cuvânt și consilier cabinet primar, post la care renunțase în data de 19 aprilie acestui an. Menegon se va ocupa de relația cu mass media și va fi totodată al doilea consilier al primarului, după Vasile Axinte, fostul viceprimar al orașului. Acesta susține că încă nu a demisionat din PSD, dar o va face cât de curând. Începând de astăzi, ocup din nou funcția de purtător de cuvânt. Funcția oficială este cea de consilier în cadrul cabinet primar, cel de-al doilea post, pentru că un post este ocupat de fostul domn viceprimar, domnul Vasile Axinte, iar cel de-al doilea post este ocupat de subsemnatul și totodată am preluat și funcția de purtător de cuvânt de la Paul Apostol. Astfel, de astăzi reîncep colaborarea cu dumneavoastră și cu cei din Iași, bănuiesc că vor veni din nou, cât și cu alte instituții ce vor dori informații din Primăria Municipiului Pașcani. Sper la o colaborare frumoasă cu dumneavoastră în continuare, cum am și avut până am întrerupt activitatea. Și sper ca totul să fie mai deschis, dacă nu a fost deja, să primiți răspunsuri în timp util. De multe ori nu depinde de mine, îmi pare rău să spun asta, dar sunt funcționari care au un volum foarte mare de muncă și de asta unele dintre cele dumneavoastră rămân blocate prin anumite compartimente, dar încercăm pe cât posibil să vă dăm răspuns. În același timp, decizie surprinzătoare a lui Vasile Axinte, fostul viceprimar al municipiului Pașcani, în perioada 2012-2016. După ce a anunțat că va mai rămâne o vreme în cadrul primăriei Pașcani, pe postul de consilier al primarului Dumitru Pantazi, astăzi acesta a revenit. Vasile Axinte l-a anunțat pe edilul local că renunță la acest post din motive personale. Decizia a fost comunicată în această după-amiază. Citez, mă retrag din motive personale. Am fost 4 ani viceprimar, a comentat Axinte. Puteți comenta sau dezbate știrile și pe site-ul nostru online www.newspașcani.com, cât și pe Facebook tot newspașcani.com. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, nu ezitați să ne contactați la numerele de telefon afișate pe ecran. Știrile Actualitatea TV se încheie aici. Vă doresc o seară frumoasă!